România se află pe primul loc în Europa în privința numărului mamelor minore. Iașul a ocupat anul trecut locul 4 în clasamentul făcut la nivel național. În 2019, cea mai mică mamă din Iași avea 12 ani în momentul în care a născut. Plecând de la această premiză, un grup de parlamentari a decis să înainteze un proiect de lege care prevede sancțiuni mai aspre pentru cei care întrețin relații sexuale cu minore sub 14 ani, indiferent de contextul în care s-a produs actul. Până acum, doar 20% din agresiunile reclamate au fost sancționate, un procent aproape nesemnificativ. Un caz particular este al unei fete de 11 ani care, deși a fost violată de un bărbat de 52 de ani, infracțiunea a fost încadrată la act sexual cu minori și nu la viol, pentru că fata continua să se joace cu fetele inculpatului. Pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, reprezentanții USR au întocmit un proiect care prevede sancțiuni mai aspre pentru violatori. Altfel spus, persoanele majore care întrețin relații sexuale cu minori sau minore sub 14 ani vor suporta consecințele unei fapte de viol automat. Practic, sub 14 ani nu mai există un consimțământ valabil exprimat. Am plecat de la această am ajuns la această concluzie plecând de la premisa că, așa cum avem construit codul civil și codul penal, pe codul penal poți să răspunzi penal între 14 și 16 ani numai dacă există o anchetă prin care o să releve că persoana respectivă avea discernământ. Totodată, abia după 14 ani, copiii noștri poate să aibă buletin. Pedeapsa este mult mai aspră, fiind revăzută cu închisoare de la 7 la 15 ani, fără posibilitatea de reducere la jumătate și fără suspendare. Inițiativa este apreciată și de europarlamentari. Dezbaterea aceasta despre agresiune sexuală împotriva minorilor este dezbatere foarte vie, foarte serioasă la nivel european, pe ambele planuri, pe care l-au menționat și colegii mei, atât cel de prevenție, de politică penală, dar și pe partea de educație și de intervenție socială în astfel de cazuri. Inițiativa este susținută de mai multe ONG-uri care au în prim plan protejarea și educarea copiilor.